Accident în această dimineață pe drumul național 65 între Slatina și Valea Mare. Două autoturisme conduse de două femei s-au lovit violent după ce unul dintre ele a intrat pe contrasens. În eveniment au fost implicate două autoturisme conduse de două femei cu vârstele de 21 și 35 de ani. Din cauze ce urmează a fi stabilite, tânăra în vârstă de 21 de ani ar fi pierdut controlul volanului, iar autoturismul său, în care aceasta se afla singură, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde ar fi acroșat celălalt autoturism, ulterior părăsind partea carosabilă. Tânăra care a provocat accidentul a fost rănită și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.